S-au primit cadouri în seara aceasta. Este ziua Antoniei și deja Cristian primește cadouri pe care să îi le ofere. Un urs foarte mare și foarte simpatic. Am văzut că Liviu mergea să îl ajute pe Cristian să-l ascundă undeva în dormitor să nu-l găsească Antonia. A primit Cristian tot pentru Antonia și un trandafir din acela criogenat. Știu că îi spusese Antonia că și-a dorit dintotdeauna un trandafir negru criogenat. Pare a fi un albastru indigo, nu e chiar negru, dar cu siguranță Antonia se va bucura foarte tare de urs. Știu că își dorea un urs panda Antonia, dar și acest urs este foarte, foarte simpatic. A avut Cristian și scrisori acolo, l-a ajutat Liviu să ducă cadourile în dormitor. Am văzut că a primit cadouri astăzi pentru ziua de cuplu, Alex și spunea că are de la familie, de la susținători, a mers la cameră și le-a mulțumit în șoaptă, pentru că spunea că nu vrea să audă Cristina, dar și Cristina am văzut că a primit niște cadouri în casa fetelor. S-a uitat la poze Alex împreună cu Valentin, avea acolo și o șampanie, un buchet foarte frumos de flori, l-a ajutat Liviu să-l ducă pe terasă și, sau la el în cameră, cred că l-a ascuns ca să nu-l găsească Cristina, Liviu l-a luat în cameră la ei. Avea niște farfurii de tort, cred, cu poza lor. Și spunea Alex că el o să mănânce din farfuria Cristinei cu poza ei și Cristina invers. Valentin i-a băgat șampania în frigider. Am văzut că a rămas Cristian în dormitor să-și citească scrisorile. A primit și Antonia de la mama pachete. A avut poze și s-a bucurat foarte tare. Avea poze și de când era ea blondă. Le-a chemat pe fete să le arate. A primit și hăinuțe, rochițe foarte frumoase, i-a trimis rochiță roz și spunea că destul de multe hăinuțe roz i-a trimis mama, un roz din acesta pudră. Avea și colanți, două rochițe erau în aceeași nuanță, foarte drăguțe ambele. Și această rochiță a mai avut și una corai, mai scurtă. S-a bucurat Antonia de tot ceea ce a primit de la mama. Pe eticheta unei rochițe scria: "Nu ai voie să mai dai." Ca să știe că nu mai are voie să împrumute, spune Antonia că mama are dreptate pentru că i s-au lărgit pantofii deoarece i-a împrumutat și ăsta ar fi și motivul pentru care a căzut pe scări, spunea Antonia. I-a trimis și o bandă din aceea pentru sport, zicea că probabil că este un apropo să se apuce de sport. Cristina a primit și ea pachet, înțeleg că are acolo scrisoare, a citit împreună cu bunica, erau rânduri scrise de familia Cristinei, de familia lui Alex, care îi spunea să nu mai împrumute haine și să nu mai ceară pentru că nu este ok. Și dacă are nevoie de ceva, să vină împreună cu Alex și cu bunica la cameră, că poate este rușine să vină singură și să le ceară, să le spună ce au nevoie și îi vor trimite. Spunea că erau rânduri acolo în scrisoare și de la grupul Alexandru și Cristina în ritmul inimii. A avut mai multe produse într-o cutiuță, zicea că a primit și tort. Și s-a uitat cu bunica și la poze. Cam acestea au fost cadourile din seara aceasta.